Bine de știut pentru cei care vor să obțină vize în America, Departamentul de Stat al SUA cere deja ca toți solicitanții de vize să-și facă cunoscute numele de utilizatori pe rețelele de socializare pe absolut toate pe care le dețin. Securitatea națională este prioritatea noastră absolută în cadrul atribuirii vizelor și toți călătorii și migranții care doresc să vină în SUA fac obiectul unui control de securitate aprofundat, au precizat autoritățile americane. Această solicitare care a fost propusă în martie 2018 de către președintele Donald Trump și care a intrat în vigoare acum, ar urma să afecteze circa 15 milioane de persoane care fac cerere de viză pentru a intra pe teritoriul SUA în fiecare an. Noua regulă nu fusese anterior cerută decât candidaților identificați ca persoane care au călătorit în regiuni controlate de organizații teroriste.